Magda Cârneci, Omul Lăuntric, în volumul Poeme Trans 2012 Omule din lăuntru, te văd venind din adânc, de departe, din întunecimi înghețate, pustii, încet înaintând spre mine, în tunica ta luminoasă. Tu vii și tot vii către mine și totuși nu te apropii. Distanța dintre noi parcă rămâne aceeași. Tu vrei și vrei și tot vrei să te apropii de mine, dar ceva nevăzut, un vifor rece, o apăsare magnetică te împiedică. Omule divin, te văd urcând palid de foarte departe. Ești o perlă mică fosforescentă în adâncă obscuritate ai vrea să crești, să te apropii, să intri, dar distanța mea rece, înfricoșată, te răspinge năprasnic ca un ghețar de întuneric, o invizibilă baricadă. Tu mergi și tot mergi, pașii tăi plutesc tăcut deasupra pământului, tunica ta flutură tăcut luminoasă. Mi-e teamă de tine și totuși atât te doresc. Ești departe și ești atât de aproape. Ești infim și totuși copleșitor. Omule divin, te văd cum ridici o mână încet și arunci din adânc un punct luminos, o sămânță de foc care îmi cade în piept. Apăsarea magnetică se cutremură, distanța cea rece e plină de vaier, o spaimă uriașă vibrează în aer. Mă doare trupul de parcă ar muri. Axul ființei a devenit dureros. Acolo unde scânteia de lumină a căzut, acolo e spaimă feroce și e bucurie. E durere multă și e o neînțeleasă speranță. Acolo, aici, în adânc, se întâmplă ceva ceva moare, ceva se naște în mine. E o întunecime scrâșnită, o nebuloasă de dorințe enorme, o teribilă încleștare din care, firav, palid, se străvede ceva. Departe, mic, în luminoasă tunică, în adâncul meu, omule divin, tu izbucnești ca o apă ușoară, Crești vertiginos ca un arbore lung până la stele. Mă umpli încet de o ciudată hrănitoare lumină. Sunt iridescentă, sunt vastă. Conțin sori și planete, vortexuri de galaxii și universuri în fine cascade. În adâncul meu tu renaști, curgi în valuri iubitoare din mine. Omule divin, divin, tu ești lumile toate, omule divin, tu ești eu.